Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dă-ți câte cuvânta așa, de pe cap. Ia și mami geanta și du-te și ia niște lumână până mi-a aranjat și un pic mai mult, da? Da. Domnul Dumnezeu, bine, bine, că uite, trebuie să venim la biserică să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toată o săptămână întreagă. Și aș vrea să pot spune și eu același lucru săptămâna viitoare. Da. Știți? Dar de ce? Ai probleme? Nu. Am ocupat un post foarte bun, știți? Am un serviciu foarte bun, dar îl vor foarte mulți, concurența asta mare, așa, și acum trebuie să mă rog mai mult, dar nici de-ar fi și la ușorare, tot așa concurență, să știi ce bine. Da, mulțumesc mult. Tu intră în biserică și stai cu minte. Stai cu minte, da? Da. Ha, acum mi-a prinde niște lucruri. O, roșii, Patrick, o să ai așa de mult totorit. Știți, unde la serviciu. Am lucrat astăzi noapte. Se plătesc orele suplimentare, se plătesc foarte bine. Și nici n-am avut timp să mă pregătesc pentru slujbă. Nici nu. Auzi, alții au sufletele mai mătătorite decât bani. Da. Sună telefonul ăsta, nici duminica n-ai face. Hai de mine. E, sau poate nu vrei să ai liniște. Doamne, pentru sufletul meu de Florica, Maria, Gheorghiza, Paraschiva, oamenii așa des cu Dumnezeu, vorbim la telefon, ce bine ar fi. Așa este. Așa este. Hai că vreau să aplic și la vii. Da. Mă bucur. Dumnezeu să-l ajute și pe el pe unde-o fi prin străinătăți. Că bun băiate, l-am crescut bine, a ajuns o mare. Auzi, Iluța, iartă-mă, cred că tu lucrezi tu acolo. Fă-mi și mie rost, mamă, de niște brăduți de Crăciun, de niște podoabe. Știi cum sunt copiii și sunt atât de scumpe prețurile astea, că ți-e frică să te dai cu ochii cu el. Hai, te rog. Eu știu, doamna Constantina, să încerc. Hai. O să fac tot ce pot. Da. Maria, de ce ieși din biserică? Moise? Păi ce? Mami, te-am spus să nu ieși din biserică. Se termină slujba. Cum să te colima?